Rectorul instituției academice Gerard Jităreanu a subliniat importanța acestei inițiative. Prin intermediul școlii de vară, elevii vor putea interacționa direct cu viitorilor profesori și cu actualii studenți, schimbând impresii despre viața universitară. Reunește pentru a treia vară consecutiv elevi din clasele a 10-a și a 11-a, din colegii tehnice sau de cultură generală, licee teoretice, din Iași și județele învecinate, care își doresc să devină în viitor studenți la Universitatea de Științele Vieții din Iași. Vor fi 100 de liceeni care vor experimenta viața de student în cel mai verde campus din Iași, unde vor fi cazați, unde vor lua masa la cantina restaurant a universității și, foarte interesant, vor participa la activități și cursuri organizate pe diverse domenii de interes, evident fără niciun fel de cost din partea lor, fiind invitații universității. Prin intermediul școlii de vară, elevii vor avea posibilitatea să interacționeze cu viitorii lor profesori. În ceea ce privește admiterea din acest an, rectorul Gerard Jităreanu a menționat că Ministerul Educației a aprobat un număr de 1100 de locuri disponibile pentru Universitatea de Științe ale Vieții din Iași.